Hei, bună tuturor și bine ați revenit pe canalul meu de YouTube! Dacă sunteți pentru prima dată aici și vă place ce postez, nu uitați să vă abonați, să fiți alături și în continuare, să urmăriți și alte clipuri de pe canal și, bineînțeles, și viitoarele mele clipuri. Iată că a venit momentul să vorbim despre preferatele lunii februarie în materie de parfumuri. Și am ales și de această dată 3 parfumuri pentru voi din 3 categorii diferite, și anume unul low cost, unul de brand și unul de nișă, pentru că astfel se pot face propuneri pentru fiecare buget în parte și dacă cumva aveți aceleași gusturi ca ale mele, poate ar trebui să încercați aceste parfumuri care mie mi-au plăcut în mod deosebit în luna februarie. Pentru că port un ruj destul de intens pe buze și cu siguranță mă veți întreba ce port. Ei bine, astăzi am ales să port acest ruj de la Melchior din gama Matte Stain în nuanța Cheeky. Este un ruj mat, foarte rezistent și foarte opac, după cum vedeți, eu sunt foarte mulțumită de el. Și începem cu parfumul mai puțin costisitor și am iubit în această lună acest parfum de la Zara, Black Amber se numește. Pe acesta îl găsiți exclusiv în magazinele Zara, dar la un preț foarte, foarte bun. Acesta are 100 de ml și costă undeva pe la 50-60 de lei, deci un preț excelent, ținând cont de calitatea lui, ținând cont că este un parfum frumos, un parfum cu o sticlă care arată bine și un parfum destul de persistent. Ce vreau să vă spun din start este că parfumurile Zara sunt replici după parfumurile cunoscute, dar asta nu este neapărat un lucru rău pentru că ei nu spun că se numește Dolce & Gabbana sau Dior, ci își găsesc alte nume. Parfumurile sunt cu ingrediente calitative și miros bine, durează destul de mult pe piele. Acesta se aseamănă foarte, foarte bine cu parfumul D1 de la Dolce & Gabbana, dar să știți că se aseamănă foarte bine, adică cu greu poți face diferența atunci când le pui pe câte o mână, care este unul și care este altul. Pe mine, sincer, nu mă deranjează treaba asta și aleg să port și parfumuri care sunt mult mai puțin costisitoare, mai ales dacă acestea sunt parfumuri calitative, care mă îmbracă frumos și care rezistă cât de cât pe pielea mea. În cazul în care nu știți cum miroase acela, vreau să vă spun că este cumva fructat, cu miros ca de șampanie cumva, așa mi-evocă mie, un miros de șampanie, dar fără acea asprime a șampaniei, ci strict mirosul fructat al șampaniei. Este un miros așa ca de piersică amestecată cu un fruct exotic. Ingredientul principal din acesta este maracuia, dacă cumva știți cum miroase acel fruct. Aceasta este o variantă nu atât de naturală a mirosului de maracuia, dar asta nu contează iarăși, pentru că parfumul este unul destul de complex și mirosul este unul plăcut. Și ca să mă înțelegeți mai bine, eu simt că miroase ca un șampon cu maracuia. Deci are un miros șamponos așa cumva, dar ceea ce vreau să spun este că și parfumul de la Dolce & Gabbana are acel miros șamponos, deci nu că acesta este mai chimic și acela este maracuia pe pâine. Pur și simplu, ambele parfumuri nu miros foarte natural. Și vă puteți da seama de un miros natural al parfumului dacă ajungeți să mirosiți parfumuri de nișă. Veți vedea că acolo puteți simți mult mai clar mirosul ingredientelor și astfel puteți să învățați cum miroase un ingredient sau altul, dar acesta vă spun că este unul nenatural, precum un șampon. Și cu toate astea eu am ales să-l port foarte mult în luna februarie pentru că pur și simplu mi-a plăcut. Este o apă de toaletă, dar parfumul este intens și opulent, așadar că va rezista vreo 4-5 ore pe piele, pe haine rezistă chiar și mai mult, iar raportul calitate-preț este unul excelent, vă spun sigur. Sincer, cred că merită să încercați parfumurile de la Zara, pentru că sunt calitative, sunt ok, sunt foarte ieftine dacă nu aveți un buget foarte mare, deci nu cred că puteți da greș cu ele, ținând cont că sunt niște parfumuri ok. Parfumul de brand pe care l-am iubit cu ardoare în această lună este parfumul Addict de la Christian Dior. Ei bine, varianta pe care eu o dețin este cea inițială, cea nereformulată. Varianta nouă are aici un guleraș auriu, metalic, dar aceasta este așa cum o vedeți, fără acel guler. Nu are capac, este dintr-una sticla și se pulverizează în acest fel apăsând acest buton. La variantele noi am impresia că capacul se dă jos și pulverizarea se face în mod normal, ca la celelalte parfumuri. Ce vreau să vă spun eu este că acesta este unul din parfumurile mele preferate din toate timpurile. Acesta este un vanilat lemnos foarte, foarte frumos. Un parfum afumat, cum nu mai există altul, de o calitate absolut excepțională. Un parfum pe care îl aleg mereu atunci când sunt într-o cumpănă cu ce să mai îmbrac. Vreau să vă zic că este un parfum al femeii mature. Un parfum pentru o doamnă îmbrăcată elegant, de pies sau pentru o seară. Chiar dacă este un parfum de seară, eu l-am purtat cu succes și în timpul zilei, pentru că nu țin foarte mult cont.
Are o finețe aparte, este un parfum extrem de catifelat, dar cu toate astea este bombastic. Este un parfum ce se face remarcat de la distanță, un parfum care te pune în curcătură, în fața căruia te așezi în poziție de drept. Din punctul meu de vedere, e un parfum care te face dependent de el, pentru că asta este și ideea, să iasă în evidență, dar acesta este în evidență în cel mai rafinat și minunat mod posibil. Este atât de bine echilibrat încât nu pot spune că simți mai mult lemn sau mai multă vanilie sau mai mult fum. Nu, este un melanj absolut fantastic și perfect echilibrat, de care eu pur și simplu nu mă mai satur. Consider că este unul din cele mai bune parfumuri care au existat de-a lungul timpului. Nu este un parfum băbesc, dacă asta cumva vă întrebați. Este doar un parfum foarte elegant, domnesc, un parfum cu care nu prea ai cum să dai greș când îl porți, chiar dacă ai un eveniment oficial, pentru că aplicat în cantități rezonabile, pur și simplu îmbracă, pur și simplu completează și nici de cum nu epatează. Despre varianta veche pot să vă spun că este mult mai intensă și mai longevivă decât varianta actuală, dar nici cea actuală nu este de lăpădat, să nu mă înțelegeți greșit, doar că cine are norocul să mai aibă o sticlă din varianta veche este cu adevărat norocos, pentru că are calități tehnice mult mai bune, este un parfum parcă și mai lemnos și mai misterios, varianta nouă fiind ușor diluată din punctul meu de vedere, de fapt așa cum se întâmplă cu majoritatea parfumurilor ce ajung să fie reformulate. Sunt bune primii ani și apoi, atunci când le scade prețul, am impresia că le scade și calitatea, și impresia nu este numai a mea, ci a multor iubitori de parfumuri. Una peste alta, acesta este un parfum ce merită avut în garderobă de către oricine. Eu cel puțin îl voi avea în garderobă atâta timp cât va exista. Este iarăși un parfum cu o personalitate foarte puternică, un parfum ce nu poate fi confundat ușor cu un altul, deci merită investiția. Este un Dior și va costa ceva mai mult decât alte parfumuri, dar nu ceva exagerat de mult, mai ales în online. Îl găsiți la diverse prețuri și în diferite cantități, nu trebuie să aveți neapărat sticla mare, ci pe cea pe care vi-o permiteți și, bineînțeles, dacă sunteți curioase de el. Pentru mine este și va rămâne unul din cele mai bune parfumuri. Parfumul de nișă pe care l-am iubit cu ardoare în luna februarie este acest Dark Purple de la Montal. Ei bine, acesta este iarăși un parfum absolut minunat și extraordinar de frumos, pentru că este un parfum așa după gustul meu, puternic, care se iasă în evidență, care să se facă remarcat, dar care se posede o personalitate foarte, foarte bine definită. Parfumurile Montal, în caz că nu știți, sunt foarte puternice, sunt foarte longevive, sunt niște parfumuri care merită a fi achiziționate ținând cont de raportul calitate-preț, adică parfumurile se găsesc online undeva pe la 300-350 de lei sticla de 100 de ml, dar cu 2-3 pufuri te simți parfumată absolut toată ziua și nu ai nevoie să revii decât după foarte, foarte multe ore. Dar trebuie să știți că majoritatea acestor parfumuri conțin notă de ud, o notă celebră în țările arabe și foarte mult folosită și mai nou adoptată și de către europeni și iubită, pentru că într-adevăr această notă conferă parfumului o adâncime extraordinară, conferă forță și rezistență parfumului și cred că faptul că a fost adus în Europa este un lucru extraordinar de bun. Rămâne doar să ne obișnuim noi nasurile cu această notă și să o adoptăm, să o acceptăm, să o agreiem în parfumurile noastre. Ceea ce vă pot spune despre acest parfum este că miroase foarte dulce și foarte intens. Are un miros compus din trandafir, prună, mosc și un pic de ud. Deși nota de ud nu cred că este listată în notele oficiale Fragrantica, să știți că eu simt această notă. Bineînțeles, este într-o cantitate mică, caracterul parfumului fiind fructat, lemnos, foarte intens. Este un parfum absolut potrivit pentru perioada de toamnă-iarnă și te simți parfumat cu adevărat când îl porți. Are așa un je ne sais quoi, un iz care te face să fii dependent de el. Are personalitate și acesta, să știți. Este un parfum care se face remarcat. Mie îmi place extraordinar de mult. Sunt deja la a doua sticluță. Dacă vă vine să credeți, am mai consumat o sticluță de 100 de ml în decursul anilor. Iar aceasta este destul de plină, dar este a doua. Drept urmare, vă puteți da seama că acesta este un preferat al tuturor timpurilor pentru mine și, în general, parfumurile Montal sunt preferatele mele în diverse combinații. Am reușit să le înțeleg și pe acelea bărbătești și pe acelea foarte greu de purtat, foarte lemnoase, pentru că folosesc ingrediente care sunt pe placul meu, precum trandafirul, udul, tămâia, notele lemnoase. Toate aceste note sunt preferatele mele atunci când vine vorba de parfumuri. Ceea ce poate vă poate deranja puțin este forma sticlei. Să știți că Montal nu investește în sticluțe. Sticluțele sunt așa metalice, nu au capac, au doar acest sistem de blocare a pulverizatorului. Dar să știți că pe lângă cutie ele vin în aceste săculețe în care le putem purta.
lucru ce mi se pare oarecum pretty, să spunem așa, pentru că arată destul de bine când sunt în săculeț. Pe mine oricum nu mă interesează foarte mult sticluța, mai ales la parfumurile de nișă. Să știți că puține din casele de nișă chiar pun aspect pe sticluță, spre deosebire de cele mainstream care pun un mare, mare preț pe asta. Practic, multe parfumuri din mainstream vând mai degrabă aspectul sticluței decât conținutul ei. Ori aici, creatorii pur și simplu preferă să investească în ingrediente de mult mai bună calitate decât să investească în sticluțe. Toate sticlele Montal arată la fel, doar culoarea sticluței diferă și se găsesc în variante de 50 ml și de 100 ml. Cele mai avantajoase sunt sticlele mari, pentru că diferența de preț este una chiar mică, așadar merită să mai puneți câțiva bănuți și să aveți o cantitate dublă. Parfumurile Montal, în general, sunt parfumuri unisex și acesta este listat unisex, dar, din punctul meu de vedere, acesta se potrivește foarte bine doar unei femei, pentru că este destul de dulce, nota aceea de prună îi dă un iz suculent și delicios și nu prea văd un bărbat îmbrăcându-se astfel. Dar nu vă închipuiți că este un parfum pueril, v-am spus că conține și nota celebră de ud, care îi oferă așa o asprime și o adâncime parfumului, deci este un parfum strong, un parfum puternic, nu este strict un fructățel precum altele. Ce să vă mai spun, am fost de-a dreptul fascinată de el în această lună și voi fi și în continuare, bineînțeles, doar că ușor-ușor va trece sezonul lui. Acesta se poartă exclusiv iarna, din punctul meu de vedere, și toamna. Primăvara deja va deveni grețos, prea puternic, va acoperi tot ce este în jurul nostru. Pur și simplu nu se va potrivi cu iarba verde de afară, așadar momentul lui este acum și, în general, parfumurile Montal sunt pentru toamnă-iarnă, dar există și parfumuri de la Montal care sunt potrivite primăverii și chiar verii. Ca o concluzie, vreau să vă spun că le-am iubit din suflet pe toate trei. Mi-au plăcut foarte, foarte mult. Le-am purtat în special pe acestea. Am mai purtat și altceva, dar pe acestea le-am preferat. Pentru că acum este momentul lor, acum este sezonul lor și m-am putut bucura cu adevărat de calitățile lor tehnice, calitățile lor olfactive. Drept urmare, vă îndemn și pe voi să faceți rost de mostre pentru aceste parfumuri, să le încercați și să vă spuneți părerea, poate chiar aici în comentarii despre ele, sau dacă le-ați încercat, vă îndemn cu drag să-mi spuneți care este părerea voastră despre ele. Pentru că aștept cu interes părerea voastră, mă interesează și de aia vă cer. Acesta a fost clipul meu de astăzi cu parfumurile preferate ale lunii februarie. Dacă v-a plăcut, nu uitați să-l dați mai departe și prietenilor voștri, poate că îi vor ajuta și pe ei. Iar eu, până la următoarea noastră întâlnire, când va fi cu ocazia altui clip, vă las și vă doresc toate cele bune. Pa, pa!